Săptămâna trecută, locuitorii din Dorobanțiunu și Broștene au crezut că societatea Urbis a asistat lucrările de reabilitare a străzilor și aleilor din cele două cartiere. Adevărul este că echipele de drumari și utilajele au fost dirijate către școala numărul 11, cea mai mare școală gimnazială din oraș. Încercăm printre străzi asfaltate să introducem și câte o școală, așa s-a întâmplat și în zona Dorobanți 2, în cartierul Dorobanți 2, când am asfaltat incinta liceului Alexandru Marghiloman. Acum, fiind în zonă, am zis să profităm și să facem și această frumoasă școală, una dintre cele mai bune școli generale de municipiul nostru și, cu siguranță, cea mai populată, cea mai aglomerată școală din municipiul nostru, peste 2500 de copii, pentru că trebuie să creăm condiții în fiecare școală și pentru practicarea sportului și să creăm condiții deosebite pentru educație. A fost ras până la pământ vechiul asfalt din curtea școlii, de pe terenul de sport și de pe aleile din jurul celor două corpuri de clădiri, care au fost reasfaltate ca la carte. Primăria are în plan ca și anul viitor să continue cu reabilitarea curților unor școli buzoiene care au nevoie de o astfel de intervenție. Anul viitor o să avem un program foarte ambițios legat de ceea ce înseamnă școală. Deocamdată facem noi cât putem printre asfaltare de străzi să mai facem și câte o școală. Și spațiile verzi de la școala numărul 11 au fost reamenajate, au fost construite alei, pavate și au fost instalate băncuțe, iar la primăvară se va așterne pământ roditor și vor fi plantate flori multicolore.